Străvechea vatră monahală a Vodiței a îmbrăcat veșminte de sărbătoare. Așezământul și-a serbat unul dintre ocrotitorii spirituali, pe Sfântul Antonie cel Mare. Slujba de hram a fost oficiată de preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, având alături un ales sobor de preoți și diaconi. În această zi de iarnă, în această zi de ianuarie, îl sărbătorim pe Sfântul Antonie cel Mare, unul dintre cunoscuții anahoreți, dar totodată cu mulți ucenici, care a trăit în secolul al III-lea și al IV-lea în Egipt, în pustiul Egiptului. Prăznuirea Sfântului Antonie a început din seara zilei de luni cu săvârșirea slujbei de priveghere. În ziua hramului, adică marți, la Sfânta Liturghie Arhierească, răspunsurile strane au fost date de către protopsalții catedralei episcopale din Drobeta, Turnul Severin. Totodată la slujba a participat un număr impresionant de credincioși. M-am rugat pentru, în primul rând, pentru iertarea păcatelor, pentru spor în credință, spor în fapte bune, smerenie, răbdare, cumpătare, dragoste de aproapele și dragoste de tot ce exerci, dragoste de Dumnezeu. Sfânta Mănăstire Vodița este deosebită nu numai prin frumusețea locului, dar și prin frumusețea Sfinților Părinți, Nicodim, Antonie. Aici s-a începutul țării noastre, aici la Vodița. Și vin aici cu multă dragoste, cu apropiere de Dumnezeu. Mănăstirea Vodița este un important monument istoric și de arhitectură din Oltenia, fiind cea mai veche ctitorie voievodală atestată documentar, cel din tâi așezământ fiind întemeiat între anii 1364-1370 de Sfântul Nicodim pe cheltuiala voievodului țării românești Vlaicu Voda.